După surpriza făcută lui Vlad de ziua lui, am surprins niște imagini cu Antonio și Maria, dar și cu Roberto la bucătărie. Maria și Antonio mâncau din aceeași farfurie și stăteau la povești cu Roberto. În living, Diana a început să strângă cu Dani acele petale de trandafiri din care a fost scris la mulți ani, să facă curățenie în living pentru a fi curat ringul de dans. Hatice dădea și ea cu mătura și strângea confetii și petale de trandafiri care erau pe jos. Iar după, cele două cupluri au început să danseze, s-a alăturat și Roberto pentru începutul petrecerii. Cam aceștia sunt concurenții de pe ring, dar cu siguranță se vor aduna cu toții și vor face show.